Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Tableta este Microsoft Surface RT, prima tabletă Surface pe care o testăm. Mai există încă una, varianta Pro, cea cu procesor Intel. Deocamdată o avem pe aceasta, modelul Windows RT cu procesor ARM. Tableta este primită în teste de la Quick Mobile, care vinde device-ul la prețul de 2499 de lei în versiunea de 32 de giga sau 2999 de lei în versiunea 32 de giga plus tastatură. Există și versiunea de 3499 de lei în versiunea cu 64 de giga plus tastatură. Acest produs a fost lansat internațional în luna noiembrie. El fusese anunțat în iunie, seria Surface fusese anunțată în luna iunie. Și există și o reclamă pe bază de breakdance pentru tableta Surface, dar când am ținut prima oară în mână acest device, mi-am dat seama că nu prea se poate face breakdance cu ea în mână, nu se poate dansa decât dacă ai brațe solide. Nu este un device atât de ușor pe cât am crezut inițial. Ați observat în partea din spate, avem un suport, un kickstand, el a devenit trademark-ul acestui device, are un unghi de înclinare de 22 de grade și hai să ne ocupăm de designul acestui produs. Este un format care te prinde, trebuie să recunosc, la început tableta mi s-a părut mare și incomodă, dar te prinde. Iată-l pe Surface, măsoară 9,4 mm în grosime, cântărește 680 de grame, deci este în parametri normali în comparație cu rivalii săi, fie că e vorba de cel mai nou iPad sau de o tabletă Samsung sau Asus. Totuși, Asus VivoTab RT, cealaltă tabletă Windows RT testată de noi, era parcă o idee mai comodă și mai ușor de ținut în mână. Ecranul este unul de 10,6 inci, are margini mari, după cum vedeți și voi, destul de mari, și sus și jos. Avem camere duale, o cameră frontală chiar aici, și iată și camera din spate, fără blitz. Apoi avem acest suport pe care l-ați văzut deja și hai să ne uităm și în părțile laterale. E bine, în această zonă avem un difuzor, jack-ul audio, butoanele de volum, iar în cealaltă parte laterală avem portul full USB, USB 2.0 rețineți, nu 3.0, acest port micro HDMI, ieșirea video a tabletei, încă un difuzor, pinii pentru încărcare, aici se conectează încărcătorul, este un port proprietar foarte interesant, încă o serie de pini aici pentru atașarea tastaturii, acest buton Windows, evident ecranul și protecția sa de sticlă, iar sub acest kickstand se ascunde, foarte interesant, chiar aici este slotul micro SD. Aici vedeți câteva detalii despre tabletă, are 32 de giga și cam atât la capitolul design. Trebuie menționat faptul că tableta este una care pare destul de rezistentă. La un moment dat am văzut un oficial de la Microsoft atașând 4 roți tabletei și folosind-o ca un skateboard, deci ce vreți mai mult de atât. Deci o tabletă rezistentă cu carcasă din magneziu, proces de fabricare vapor MG. Portul USB este încă o dată 2.0 și nu 3.0. Ecranul are aspect 16:9 și, sincer, o prefer pe tableta Asus VivoTab RT, deoarece este mai mică, mai compactă, dar și acest model este un premium ca design, carcasa din magneziu, rezistență deosebită și feeling plăcut la atingere. Trecând la specificațiile hardware, avem un ecran luminos, după cum vedeți și voi, diagonal de 10,6 inci, iar ca rezoluție 1366x768 de pixeli, care ajunge la o densitate de 148 de ppi. Panoul, ecranul este un IPS, ecranul este rezistent la zgârieturi și este un Clear Type HD, un widescreen 16:9. Înăuntru avem un procesor quad-core Nvidia Tegra T30 de 1,3 GHz, avem și un GPU ULP GeForce de 520 MHz, 2 GB de RAM și tableta vine în variante de 32 sau 64 de giga de stocare. Cele două camere HD, una în față, una în spate, sunt de 1 megapixel doar, capabile de captură de filmare 800p. Nu avem blitz la niciuna dintre camere, din câte știu, Bluetooth 4.0 este la bord, avem și Wi-Fi, în schimb nu avem GPS, avem accelerometru, giroscop și busolă. Și acum trecem la un aspect important, cel al bateriei. E bine, bateria este una de 31,5 Wh și mulțumită unui încărcător de 24 de W, tableta se încarcă foarte rapid, ceea ce este un mare atu. Ok, trebuie să menționăm că la testele noastre, care au implicat playback video continuu cu Wi-Fi pornit și luminozitate la 50%, dacă nu mă înșel, cam atât a rămas luminozitatea și acum,
iată, cam pe la 50%. Am atins 9 ore, 9 ore și jumătate pe această tabletă, ceea ce e foarte bine. Ne situăm ca la nivelul unui iPad 3, dacă vreți. Și mai aflați și că tableta butează în 20 de secunde și e capabilă, ecranul este capabil de multitouch cu 5 degete. Cam atât despre hardware-ul lui Microsoft Surface RT. Vom obișnui cu testele multimedia, vom testa cu capacitatea audio, video și camera tabletei. Folosim Internet Explorer, căutăm niște melodii și hai să ascultăm o melodie a unui prieten. Un mixaj dubstep, să vedem ce pot difuzoarele stereo ale tabletei. Acesta este volumul maxim. Să încercăm și altă melodie. Observați că folosim acum varianta full a lui YouTube și merge destul de bine. Ascultăm o melodie mai blândă. Iată încă o dată difuzoarele. Unul aici. Și celălalt aici. Puteți ține tableta și în portrait și hai să nu ieșim din aplicație. Iar acum momentul marilor concluzii. Ei bine, tableta se comportă excelent la capitolul audio. Tableta care mi-a plăcut cel mai mult până acum la acest capitol al playback-ului audio a fost Sony Xperia Tablet S. Am criticat-o mult. Dar ce al cezarului e al cezarului, Sony știe să facă sisteme audio chiar și integrate pe o tabletă, dar totuși acest model a depășit tableta Sony, are o voce excelentă, o reproducere excelentă a vocii, are un bas excelent și în altele se aud și ele foarte bine, volumul este și el foarte bun, deci ne încântă această tabletă la capitolul audio, claritatea este bună, totul este absolut excelent, spatele nu vibrează, totul s-a de ok, deci nota 10 pentru partea audio a tabletei. Pentru cea video, voi recurge la zona video acestei tablete. Iată, apelăm la Xbox Video și ne uităm la trailerul unui film. Să vedem cum se comportă tableta la capitolul unghiul de vizualizare, culori, luminozitate și altele. Hai să vedem trailerul. Și să dăm full screen. Hai să dăm mai departe prin acest trailer. Iată unghiurile de vizualizare, foarte bune. Ok, culori foarte vii, luminozitate bună și acum nu suntem la maxim. Iată, suntem la doar 50% din luminozitate. În schimb, culorile se văd excelent pe această tabletă. Ok, cam acesta a fost playback-ul video. Concluzie sunt unghiuri bune de vizualizare, luminozitate deosebită, culori foarte vii, aspectul widescreen este și el binevenit pentru vizualizare, deci experiența audio și video de nota 10. Ok, și acum hai să testăm camera acestui device. Dacă restul a fost de nota 10, camera este mai degrabă de nota 1 și nu atât nota 1 cât rezoluția 1, 1 megapixel. Iată, facem o poză astfel. Pur și simplu apăsăm pe ecran și iese o fotografie de acest gen. Rezoluția nu prea e bună, nu avem nici touch focus, observați. Iată câteva opțiunile camerei. Rezoluție de 1 megapixel, setări pentru luminozitate și contrast și expunere, timer chiar aici, apoi activăm modul video pur și simplu apăsând pe el. Iar o serie de opțiuni, putem filma 720p
16x9 sau 800x16x10. La opțiuni avem brightness, contrast și expunere, încă o dată camera nu este chiar cea mai reușită, mai degrabă ar fi bună pentru videoconvorbiri prin Skype decât orice altceva, mă refer la cea frontală, cea din spate este doar un apendice, poate fi înlăturat, nu are nici blitz, dar măcar putem realiza captură video HD, deși încă o dată nu vă promit cine știe ce, poate în afară de captura audio a camerei, din câte am înțeles era o captură audio foarte bună această cameră, dintr-un motiv sau altul. Nu putem scăpa de benchmark-uri, evident. Pentru asta o să vă arăt cât am scos noi în SunSpider și în Browser Market. În Browser Market am obținut 1751 de puncte. Asta ne plasează undeva pe la jumătatea scorurilor maxime. Am văzut tablete care au scos 4000 de puncte. Dar, sincer, tabletele testate de mine în ultima vreme scot toate cam 1400-1500, deci spun bine cu 1751. În SunSpider am scos 1003 puncte în Internet Explorer, în condițiile în care un iPhone 5 scoate 900, deci stăm și acolo destul de bine. Hai să încărcăm mobilissimo.ro. Cu această ocazie vedeți și tastatura virtuală a acestui device. Una din tastaturile virtuale, deoarece există mai multe opțiuni. Iată, se încarcă mobilissimo.ro. Și observați cât de rapid s-a încărcat, nu a avut acel timp de pregătire a încărcării. Scrollingul foarte lin, pinch to zoom, care răspunde excelent, fără pic de lag. Plus opțiunile browserului, cu un swipe de jos în sus, se văd taburile de sus. Plus ajungeți în zona de opțiuni, aveți opțiunea In Private Tab chiar aici. Iată și setările browserului. Și în rest ce vă mai pot spune, vorbeam mai devreme despre tastatură, e bine, aceasta este cea împărțită în 3 segmente, apoi avem pe cea standard pe care o știți, apoi avem și scrisul de mână, hai să scriem de exemplu Gadget. Și se pare că a recunoscut cuvântul Gadget. Ceea ce e binevenit. Acestea sunt modalitățile de input, ați văzut și browserul. Suntem mulțumiți și de viteza browserului și de rezultatele sale sintetice în benchmark-uri și de tastatură. Acum să vă fac o mică trecere prin Windows RT. El este considerat un soi de rudă în varianta ARM a lui Windows 8. Dacă vreți, mulți spun că nu e așa, mulți spun că este așa. Ce e clar este că avem o bară de charmuri aici, ea se adaptează fiecare aplicații. În mod standard avem căutare prin tot OS-ul, apoi sharing, start, devices și settings, iată zona de settings, conectivitate, sunet, ecran, luminositate adică, și apoi trecem la setările cele mari ale acestui tablet PC. Utilizator, notificări, căutare, sharing, setări generale și altele. În schimb, dacă ne aflăm într-o aplicație precum FlipToast, bara de charm se adaptează contextului, iar căutarea o facem în aplicație și la fel, setările se aplică aplicației, adică avem aici conturi, deci se adaptează această bară laterală la fiecare aplicație pe care o folosiți. Multitasking-ul înseamnă swipe din stânga spre dreapta pentru a sări de la o aplicație la alta. Se pare că nu mai avem alte aplicații deschise. Hai să mai deschidem. Hai să deschidem, să zicem, FlipToast. Apoi întorcem în Start, deschidem și Internet Explorer. Din nou Start și acum avem între ce alterna. Mai deschidem și mail-ul. Și hai să alternăm între ele în acest mod. Iată, pur și simplu prin swipe din stânga. La un moment dat le putem și alipi. Spre exemplu, mail-ului, să zicem că vrem să-i alipim. Iată. I-am alipit browserul, astfel puteți să folosiți două aplicații simultan, alipindu-le în acest mod, îi dedicați uneia mai mult spațiu și cam asta înseamnă multitasking-ul, există și opțiunea de a vedea o listă de aplicații aflate în multitasking. Ca să închidem o aplicație, facem swipe de sus în jos și dacă ne aflăm într-o aplicație precum să zicem Maps, dacă facem swipe de jos în sus, vedem opțiunile aplicației. Iată. Show Traffic, Map Style, My Location și altele. Cam acestea sunt gesturile de navigare în acest sistem de operare. Avem și o zonă de desktop, care sincer mi se pare inutilă. Ideea este să vedeți sistemul de foldere de pe tabletă, cam acesta ar fi scopul, dar nu văd rostul din moment ce nu vă jucați cu exe-uri și nu aveți acces la alte tipuri de fișiere decât cele specifice lui Windows RT, aplicațiile le instalați din store, deci practic e doar de dragul nostalgicilor
care vor Windows 7. Tableta a fost actualizată recent, reține acest aspect și a făcut un update care rezolvă problemele de conectivitate Wi-Fi, uneori suferea de limited connectivity din senin. Și hai să vă arăt și de locul unde vă luați aplicațiile, este Windows Store, nu lucrați cu Excel-uri, după cum am spus. De aici vă luați toate aplicațiile care aveți nevoie pentru educație, business, securitate, tool-uri, productivitate, călătorii, shopping, lifestyle, jocuri, deci cam tot ce puteți vrea pe această tabletă. Și acum să facem o trecere printre aplicațiile preinstalate pe această tabletă. Începem cu e-mail-ul, am integrat contul de Hotmail aici și iată cum se vizualizează e-mail-ul pe această tabletă. Aici conținutul mail-ului, aici lista de e-mail-uri în sine și aici rubricile căsuței de mail, inbox, draft, sent items și altele de acest gen. Cam așa arată un e-mail primit de voi și cam așa puteți scrie un e-mail. Ok, aceasta a fost aplicația de mail, apoi vine calendarul plin cu zile de naștere din Facebook. Eu am asociat contul meu de live.com cu Facebook-ul și iată toate aceste zile de naștere. Ok, trecem mai departe, iată și zona People. Dacă sunteți familiarizați cu Windows Phone, o să recunoașteți zona People. Aici am ales integrarea conturilor de live.com, Facebook și Twitter, iar fiecare tap pe una dintre aceste persoane arată detalii despre acea persoană. Ok, acesta a fost și zona de People, apoi avem și acea zonă desktop, care am spus că nu prea înțeleg utilitatea, dublu tap pentru a vedea sistemul de foldere și apoi avem și o aplicație pentru vreme, nu pot să zic că este o cine știe ce inovație, dar putem vedea măcar vremea cu ajutorul său. Este vorba despre Bing Weather și este doar unul dintre multele servicii și aplicații Bing de pe acest device. Alte aplicații Bing includ și Maps, evident, care nu este de prea mare folos de vreme ce tableta nu are GPS, dar măcar ne poate triangula poziția aproximativ folosind Wi-Fi-ul. Ok, ați văzut și Maps, avem și SkyDrive la dispoziție cu care ne putem sincroniza fișierele sau fotografiile. Dacă am un telefon Lumia, pot să sincronizez pozele făcute recent, ceea ce am și făcut cu tableta, pozele pe care le veți vedea ale lui Lumia 920 într-un review viitor. Apoi, pentru jocuri, se ocupă de această zonă aplicația Xbox, avem Xbox Music, Xbox Video și pentru jocuri o secțiune separată. Aici putem să folosim contul nostru de Xbox Live, să vedem ce jocuri au mai apărut pentru Xbox 360, ce scoruri am mai făcut, lista de prieteni, avatarul nostru personalizat și alte asemenea lucruri. Ok, trecând mai departe, avem alte servicii Bing, avem un Bing pentru călătorii, unul pentru sporturi, unul pentru știri. Acesta este cel pentru călătorii, care include și panorame de 360 de grade. Hai să vedem Barcelona. În ziua de azi puteți realiza o astfel de panoramă folosind Photosphere pe Android și iată și o altă aplicație din suita Bing. Acesta este pur și simplu Bing, cel pentru căutare. Avem și una de știri, una de sport, una de acțiuni. Aceasta este cea de sport. Toate sunt organizate în format Metro UI cu aceste tile-uri, scrolling mult orizontal, întreaga paradigmă de control din Windows RT. Și acum să trecem la lucru, adică la sesiunea Office. Iată, Word 2013, Excel 2013, PowerPoint și OneNote. Hai să intrăm în PowerPoint. Observați că ele se deschid în modul desktop. Mi se pare ciudat că au ales să folosesc interfața normală și nu cea Modern UI, să ne ofere niște, să zicem, tile-uri sau ceva de acest gen. E bine, se păstrează o interfață cât de cât similară cu ce știam deja. Aici adăugăm titlul unui slide, subtitlu, diverse comentarii. Iată și opțiuni pentru animații și tranziții. Dacă ați folosit PowerPoint vreodată în viața voastră, veți recunoaște câteva elemente comune aici. Avem opțiuni pentru slideshow, pentru design. Iată ce putem schimba. Fundalul, titluri, mărimi, fonturi, formaturi și altele. Putem lucra și cu Excel, o să vă arăt imediat. Nu mi se pare foarte comod, mai ales că totul este mic și migalos pe ecran. Nu mi-am dat seama ce a vrut exact Microsoft să facă.
Aș prefera, după cum am spus, o interfață care pornește de la zero. Poate că ideea este să folosiți totuși un mouse și nu degetele pentru a accesa acele opțiuni minuscule. Hai să vedem și un template de acest gen în Excel. Iată, cine vrea să facă un împrumut pentru casă, lucrează cu aceste cifre, tabele și opțiuni. Puteți schimba layout-ul paginii, puteți să lucrați cu formulele și alte lucruri la care se pricep cei cu Excel. Iată, reflexul este de a închide aplicația în acest mod. Ok, cam atât despre lucru. Hai să vă arăt una dintre funcțiile pe care le are portul USB al tabletei. Iată, intrăm în modul desktop. Întâi închidem aplicația. Intrăm în sistemul de foldere, apoi în computer și conectăm un stick USB la portul USB. Iată, a fost detectat imediat. Dăm double tap, vedem ce se mai află aici. Scoatem stick-ul și hai să vă mai arăt ceva interesant. Avem un DVD writer Samsung cu un cablu conectat. Cablu care se termină într-o intrare USB și hai să revenim la interfață, computer și din nou folosim portul USB. Iată, a pornit și DVD writer-ul. Observați, le avem la dispoziție aici și uite așa, transformăm tableta într-un computer, atașăm și un mouse, o tastatură, avem și unitate optică. Putem să conectăm și un stick USB. Deci cam asta putem face cu tableta Microsoft Surface RT cu Windows RT la bord. A venit și marele moment al concluziilor. Hai să înlăturăm această unitate optică Samsung și hai să ne ocupăm de aspectele pro ale tabletei, care, sincer să fiu, sunt destul de multe și destul de bune. În primul rând, designul, carcasă din magneziu, carcasă plăcută, acel unghi de 22 de grade al kickstand-ului, care e deja trademark. Ne place foarte mult designul acestei tablete. Ne așteptam să fie un pic mai mică, la urma urmei se face breakdance cu ea într-o reclamă oficială, dar ne place totul la tabletă, rezistență, soliditate. Un oficial de la Microsoft a făcut skateboard pe această tabletă, i-a pus niște roți și a mers pe ea ca pe un skateboard. Apoi ne plac difuzoarele, calitatea lor, volumul, basul, ne plac unghiurile de vizualizare ale ecranului și luminozitatea sa, culorile vii. Tableta are potențial mare de gaming, care nu a fost folosit încă la maxim. Apoi ne place faptul că avem Office inclus la pachet, deși nici de el nu se profită la maxim. Apoi prezența unui port full USB este binevenită. Tableta și sistemul de operare sunt user-friendly. Se încarcă foarte rapid bateria. Plus cele 9 ore și jumătate mi se par destul de bune și ele sunt puncte pozitive. Iar acum trecem la aspectele negative. E bine, aspectele negative includ camera, care nu are o rezoluție cine știe ce, apoi mărimea tabletei, poate puțin cam mare pentru a fi comodă, apoi prețul, care îi poate descuraja pe mulți, faptul că avem prea puține aplicații pentru a fi atractivă în comparație cu iOS, de exemplu, cu un iPad, lipsa de GPS, lipsa de Blitz, bugurile inițiale, care s-au rezolvat prin update-uri ulterioare și, ce să mai spun, faptul că nu veți adapta la această experiență a unui Windows cu Modern UI poate fi un bug. Personal m-am adaptat rapid, deci hai să trecem la note. Ei bine, pentru design îi dăm tabletei o notă mare, îi dăm un 9,5 din 10, pentru hardware îi acordăm un 9, singurul punct pierdut fiind pentru cameră, de fapt, iar pentru sistem de operare și interfață un 8,3, deoarece se mai poate lucra, se poate ajunge la ceva foarte bun. Nota totală a acestei tablete este de 8,93 din 10. Le mulțumim celor de la Quick Mobile pentru că ne-au oferit tableta în teste, iar personal prefer Asus VivoTab RT drept tableta mea Windows RT, dacă mă întrebați pe mine. Cam atât de la mobilisimo.ro. La revedere!